Vine vara, s-a încălzit de-a binelea și îmbrăcămintea trebuie să fie adaptată temperaturii. Așa e, dar știi cum, n-am fost la mare, nu sunt bronzată, nu îmbrac fustă scurte, rochie, ne stresăm, ne agităm. Toți vrem să fim bronzați unul ca unul. Să fie pace că ajungem și la mare. Unii totuși apelează la metode, nu știu cum să le zic, artificiale? Da, capsulele bronz artificial, da. Cum se numește el? Solarul. Solar. Da, hai să aflăm mai multe. De cât de sigur este acest solar și dacă mai așteptăm până la mare sau ne complicăm existența. Mulți dintre noi și-ar dori să aibă pielea mereu bronzată, însă nu toată lumea locuiește în Florida sau Mexic. Ce este de făcut atunci? Unele persoane aleg să meargă la solar bronzându-se artificial. În general, bronzul de la solar este asemănător cu cel obținut pe plajă, dar ne putem supune unor riscuri asupra cărora ne atrage atenția medicul dermatolog Elena Cotos. Tuturor ne place bronzul pentru că ne dă un aspect mai frumos și catifelat pielei, un aspect mai neted, mai uniform, dar în timp și în exces, razele ultraviolete de sursă artificială, cum ar fi solarul sau cabina de bronz, pot îmbătrâni pielea, pot da pete pigmentate, pot duce la uscăciunea pielei și, în cel mai rău caz, duce la formațiuni precanceroase și cancer de piele. Pentru a evita apariția acestor probleme, înainte de a merge la solar, consultați un medic dermatolog. Razele ultraviolete de sursă artificială sunt contraindicate în diverse maladii dermatologice, de obicei rozacee, acnee, vitiligo, atunci când pielea nu are pigmentul necesar pentru a fi protejată de raze ultraviolete. În cazul dat vom obține niște arsuri cutanate care vor agrava starea pacientului în continuare. Vom interzice pacienților cu multiple alunițe solarul, cu pacienților cu o genetică în familie la rude sau gradul 1 sau gradul 2 care au avut anterior cancer. Nu vom recomanda solar pacienților cu ten deschis, blonzi, roșcați, care au ochi albaștri. Sigur că nici cremele care potențează bronzul nu sunt într-atât de binevenite, având în vedere că se dublează deja efectul toxic al razelor ultraviolete. Dacă totuși mersul la solar nu poate fi evitat, țineți cont de următoarele măsuri de protecție, care cel puțin vor micșora riscurile. De obicei, salanele de cosmetologie sau cabinele, deci în cabinele de bronz, tehnica asta mai modernă, deci ea e mai binevenită. Deci atunci când lămpile astea se schimbă frecvent, pacienților care au fototip deschis de piele, care au multiple alunițe, se recomandă înainte de fiecare sezon estival și după consultarea dermatologului pentru a stabili starea pielei, sănătății pielei. În momentul de față există o metodă inovativă, destul de performantă, care putem să o aplicăm în monitorizarea aluniților și depistarea melanomelor cutanate, deci se numește dermatoscopie. Deci e o metodă rapidă, modernă, neinvazivă și nedureroasă. Este un instrument optic care mărește leziunea de multe ori. Astfel, noi putem vedea structura leziunii în profunzime. Și în baza acestor criterii putem deja stabili că este o aluniță normală sau este un început de cancer de piele. Se stabilește culoare, structură, omogenitate, cum este repartizat pigmentul, dimensiuni. Deci dacă avem un caz de situație precanceroasă, atunci va fi contraindicat solarul și expunerea la raze ultraviolete. Ce mai trebuie să știți totuși înainte de a intra în solar? Îndepărtați orice produs cosmetic, scoateți bijuteriile, folosiți ochelarii de protecție, protejați-vă părul, iar timpul recomandat este de maxim 8-9 minute.